Alo, tu ești Costică? Nu, nu, nu e Costică. Atunci dați-mi-l, vă rog, pe Costică. Nu e nici Costică aici. A, e plecat? Nu e plecat, nu e. Atunci dați-mi-l, vă rog, frumos pe Costică. Dar vă rog, dați-mi-l mai repede, că e ceva urgent. Nu stă nici Costică aici, nu stă. Păi nu stă, lucrează. Nu stă, aici e policlinică. Cum? Și la ora asta nu e Costică în birou? Nu știu de unde să știu, habar n-am. Păi vă rog frumos să-mi dați pe cineva care știe. Păi sunt singur, pe cine să vă dau, că n-am pe cine. Pe Costică, dar dacă nu vă deranjează, dați-mi-l mai repede, că e ceva urgent. Eu nu pot niciun Costică, nu vă spun. Cine numărați forma dumneavoastră? 9, 2, 4, 2, 6, 5. Casa Costică, nu e casa Costică? Nu e casa, ați greșit numărul. Cum? Și-a schimbat Costică numărul? Nu și-a schimbat Costică. Nu asta ați greșit, ați format alt număr, ați greșit numărul. Dar cum se greșesc? Dar ce număr am format? Vă rog frumos, cu cine vorbesc? Cu doctor Mărgulici. Poftim? Doctorul? Mărgulici. Mărgulici. Nu înțeleg, alo, vorbiți frumos, vă rog frumos, vorbiți mai în receptor. Doctor Mărgulici. A, arhitectul? Doctor Mărgulici! De ce țipați așa, că eu aud de copii? Nu, stomatolog. Stomatologul Mărgulici? Da. Nu cunosc. Eu știu un Mărgulici de copii, doctor de copii. Și mai e un Mărgulici pe Dobroteasa, dar ăla nu e doctor. Și e plecat la Dorohoi, de astă vară e plecat la rude. Îl știe și Costică. Se poate. Nu, sigur îl cunoaște. Mi se pare că sunt și neamuri, rude. Nu el, nevastă sa. Dar acum s-au certat. Mă rog, treaba lor. Da, așa am spus și eu. În chestiile astea nu e bine să te bagi, pentru că tu pici îl rău, nu? Da. Da, și eu am spus asta. Eu de 6 luni de zile nu vorbesc cu el, ne-am certat. Și nici de data asta nu-i dădeam telefon dacă nu era chestia cu gâsca. Pentru că n-am unde să o țin. Dumneata îi țin eu? Ce să țin? Gâsca. Nu! Păi vezi? Da. Mi-ar trebui un coteț, unul pe unul. M-a dat de pricep că ești arhitect, nu? Nu sunt arhitect, sunt doctor. De copii? Nu, stomatologul Mărgulici, stomatolog. Stomatologul Mărgulici? Da. N-am auzit. Dar și de copii e bine, se câștigă bine, nu? Mă rog, știu eu de o să știu. Nu, vă spun eu, se câștigă bine. Ca și ceasornicăria. Meserie oarbă. Uite, Costică e desenator tehnic, asta se caută, nu? Nu știu. Da, dar trebuie să ai talent, trebuie să ai școală. Da, cred că da. Ce școală? Nu știu, habar n-am și lasă-mă, numai că-l țiu pe om cu gura deschisă. Păi, dar ce, eu vorbesc cu gura închisă? Că mă așteaptă și directorul. Treaba dumitale! Dar cred că acum e plecat. Are treabă. Toată ziua umblă de colo până acolo. De altfel e băiat bun. Drăgulescu, îl cunoști? Nu. Cum să nu cunoști pe Drăgulescu? Drăgulescu de la Mistrețul. De unde? De la Mistrețu, acolo a fost adjunct. Acum e sprijinit și la noi foarte e bine, director. Treaba lui, treaba foarte bine. Da, eu mă gândeam să țin în pod. Dar cine a mai auzit gâscă în pod? Vă întreb și pe noastră, că sunteți arhitect, nu? Nu sunt arhitect, sunt doctor. De copii. Bine, sunt doctor de copii. Nu mai sunteți stomatolog? Sunt stomatolog, sunt de copii, sunt arhitect, sunt de gâște. Sunt ce vrei, acum ești mulțumit. Păi, dar nu, de ce? Calmați-vă, vă rog frumos. Eu vreau să vă... Ce mă privește pe mine? Eu vreau să vorbesc cu Costică. Păi ți-am spus că nu stă niciun Costică aici, nu stă Costică! Vă rog frumos, tovarăși arhitect, stați puțin, nu vă enervați. Dați-mă, vă rog frumos, pe doamna. Care doamnă? Doamna Costică. Dar nu înțelegi, dacă n-ai altă treabă, dar n-ai rude, n-ai prieteni. Cum să n-am prieteni noi, ce, eu sunt de unul sigur? Eu l-am pe Costică. Păi atunci cheamă-l pe el. Păi dați-mi-l dumneavoastră, cum să-l chem eu pe el? Lasă-mă în pace! Vă rog, tovarăși. Tovarășul Mărgulici! Alo, policlinica? Da, policlinica. Cu doctorul Mărgulici. Da, eu sunt. Navasă sunteți? Da, eu. Eu sunt cu gâsca, tovarășe, doctor. Cine ne-a întrerupt?